Vineri voi avea invitat în emisiune un poet. Unii spun că este cel mai mare poet din România la această oră. Asta spune criticul Alex Ștefănescu. Unii nu prea îl bagă în seamă și nu îl introduc în istoria literaturii, cum este cazul lui Nicolae Manolescu. Important este că omul apare în toate revistele importante ale țării și despre el se vorbește numai de bine. Este vorba despre poetul Mircea Bârsilă, profesor universitar. Vom afla multe lucruri. L-am invitat pentru că vom afla cum se poate afirma cineva în lumea literară de astăzi. Să știți că nu este chiar ușor, ba este poate mai greu decât în politică, să zicem. Lumea literară are subteranele ei, are meandrele și labirinturile ei, prin care este foarte dificil să treci. Cum stau lucrurile, vom afla în emisiune vineri de la poetul Mircea Bârsilă.